iHunt, producător de și importator de telefoane mobile și de echipamente electronice. Un producător care în ultimul an a afișat cifre spectaculoase de la trimestru la trimestru. Trebuie să recunoaștem însă că și baza de plecare a fost totuși mai mică la iHunt și atunci, în mod evident, spectaculozitatea cifrelor oferite a fost mai mare. Deocamdată suntem cam în ultimul trimestru în care iHunt ar putea să facă acest maraton de creșteri fără foarte mari probleme. Și vedem comparația T1 2020 cu T1 2021, active de 3 ori mai mari. Datoriile au crescut, dar nu semnificativ, doar cu 36%, deci nu avem o cuplare a creșterii datoriilor cu activelor. Cifra de afaceri cu 65% mai mare, iar profitul net cu 86% mai mare. Practic avem o cifră de afaceri de 10 milioane și un profit de 1.100.000, deci aproximativ cam 11% marjă de profit net. Gradul de îndatorare este 71%, ușor mai mare decât cel normal, însă compania în principiu în momentul de față se află într-o fază de dezvoltare, deci este ok. În schimb, lichiditatea curentă este 3,53%, a crescut semnificativ față de T1 2020 și față de un dividend de 2,1 bani pe care compania l-a oferit din profit în 2019, anul acesta va capitaliza întregul profit și va oferi acționarilor acțiuni gratuite, 4 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută, plus va desfășura o majorare de capital social cu drepturi de preferință. Pentru că cineva m-a întrebat dacă este corect ca iHunt să facă comparațiile trimestru 1 pe trimestru 1 și nu cu trimestru 4 din 2020. Da, trebuie să vă spun că această modalitate este una corectă. În general, companiile își evaluează business-urile pe trimestre similare pentru că ceea ce ai în trimestru 4, condițiile în trimestru 4 nu sunt aceleași cu condițiile în trimestru 1 decât dacă tu ai o evoluție liniară a business-ului tău, deci practic să nu ai o sezonalitate. iHunt, în schimb, are o sezonalitate. Să nu uităm că în trimestru 4 este și Black Friday și atunci este un sezon în care se vinde foarte mult. La fel, tot în trimestru 4 avem sărbătorile de iarnă, unde la fel cresc cumpărăturile. Deci comparația T1 2020 versus T1 2021 este absolut corectă și normal să se facă așa. Iată și câteva cifre pe care le-am extras din raportările companiei. Vedem o creștere fabuloasă a imobilizărilor necorporale și o creștere semnificativă a activelor circulante, dintre care foarte mulți stocuri și creanțe. Deci, conform și declarațiilor managementului, compania și-a făcut stocuri și își face stocuri pentru a putea asigura vânzările în condițiile actualei crize de semiconductori și evident avem și o creștere a creanțelor pentru că aceste vânzări mai mari care sunt desfășurate nu de către iHunt implicit întotdeauna, ci majoritar de către parteneri ai companiei, presupun achitarea acestor factorilor și vânzărilor pe care le fac la o perioadă de timp. Vedem și partea de profit din exploatare, cunoscut ca EBIT. La o creștere de 106% a ajuns de la 730.000 de lei la 1.500.000 de lei. Veniturile totale, cum spuneam, au crescut la 10.500.000 de lei, ceva mai mult de 10.500.000, iar profitul net 1.100.000 de lei, 86% mai mult de la un trimestru la cel similar.